Salutare prieteni, am revenit cu un nou video despre rațe și gâște. Acum rățuștele mele au 3 săptămâni, după cum se vede sunt destul de mari. Nu cred că puteți să le comparați cu ceva, o să vedem. Gâștele cele mici au 2 săptămâni, cele mari au 3 săptămâni. Deci dacă vă uitați la filmulețul precedent, vă dați seama că cât de mult au evoluat. Ia să vedem dacă găsim și o rățușcă de 2 săptămâni. Cred că cea mică neagră. Na, uite, așa mică. De acolo. Scuze de notificare. La cele cu moți mi s-au evidențiat foarte bine moțurile. Uitați-o pe cea albă. Pe cea sălbatică. Ce frumoase se văd. Vor fi mult mai frumoase când vor crește, cel puțin moțurile. Da, cam așa arată după 3 săptămâni. Uitați-o pe cea mică de acolo. Este cu o săptămână în urmă și am și 3 gâște care sunt cu o săptămână în urmă față de celelalte. Da, cresc extraordinar de repede. Acum au rămas, nu mănâncă decât frunze. Acestea sunt cotoarele de la frunze de sfeclă, pe care dacă le toc, le mănâncă și pe acestea. Acum au doar grâu, pe care bineînțeles că nu-l mănâncă la fel de bine ca pe furaje, dar oricum destul de bine. Da, acestea sunt gâștele mici și cele mari sunt în spate. Să vedeți cam cât sunt de mari. Da, diferența dintre două, una mai mare și una mai mică. Sunt foarte mari, abia am ajuns și până se obișnuiesc cu mine vor fi mai precaute. Da, cam asta despre rățuște și gâște. Vedeți, bunica mea le dă și iarbă pur și simplu, pe care o mănâncă. Foarte rar le mai scoatem și pe iarbă, doar gâștele, pentru că ar fi prea mult stres dacă ar ieși și rățuștele și ar face foarte multă mizerie pe iarbă. Da, acestea sunt rățuștele și gâștele mele. Da, una se apropie. Uitați cam cât este de mare. Cred că un pic se formează și penele pe spate. Foarte, foarte repede cresc. Abia aștept să le văd mature. Probabil voi reveni și săptămâna viitoare, dacă mai trec pe la țară, și cu un nou video pentru rațe și gâște săptămâna 4. V-am lăsat, mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de subscribe, numai bine!